În urma tensionărilor meteorologice de cod galben de vânt puternic și ploi, la nivelul SCR Raja ESA s-a activat comandamentul pentru situații de urgență. Echipajele vor interveni în perioada 3-4 iulie 2017, ora 12, în rezolvarea problemelor ce pot apărea. Pentru remedierea rapidă a eventualelor avarii, la nivelul comandamentului au fost constituite 19 echipe de intervenție în municipiul Constanța, respectiv 22 pentru restul județului. Echipajele sunt dotate cu toate utilajele necesare și sunt gata să asigure permanența în toată această perioadă. Potrivit conducerii Raja, singurele probleme care ar putea apărea sunt cele legate de lipsa energiei electrice, cauzată de cele mai multe ori de cablurile rupte de vânt. Asta pentru că utilajele și echipamentele regiei de apă funcționează pe bază de curent electric. În aceste condiții, abonații sunt rugați să dea dovadă de înțelegere, pentru că Raja va face tot ce este necesar pentru reluarea alimentării cu apă imediat ce sunt rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei. Totodată, consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt rugați să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societății la numărul de telefon 0241 924.